Bună seara, dragii mei! Invitata mea de astăzi este o actriță super cunoscută pe care o îndrăgiți mult. Spune despre ea că este o fire pătimașă, aprigă, emoțională, dar nu emotivă, că a învățat să-și controleze emoțiile, dar întotdeauna totuși îi este frică de judecata publicului. Tot ea spune despre ea că este destul de spurcată și rea. Știi că eu am aflat de la vecin, de la mătușa mea, că eu am avut o soră care a murit, am aflat de la bunica mea când am întrebat-o, da, înainte să mă nasc eu. Murea de și jumătate. Era, nu, era tabu, i-am mâncat pozele. Păi când o să-mi plătească lumea factura de la Enel și întreținerea scumpă de la cele două camere în care locuim, atunci o să-mi pese. A fost în ultimul timp în mediul online o nebunie. Bărbații pot să meargă și cu alte femei, dar dacă se întorc acasă, e bine, mersi, e totul bine și frumos, suntem fericiți. Ai plecat, ți-a lipsit ceva în relație, du-te și caut. Cât mai mult, cât îți trebuie, doar să fii fericit. Și eu voi fi fericit. Dar nu-l mai primești. Ipotetic, chiar și dacă punem această situație într-un viitor probabil... Adică n-ai putea să trăiești așa. Dar nu vreau. Nu știu exact cât câștigă el, nici el nu știe cât câștig eu. Bună, Ani Crețu, de ce spui despre tine acest lucru? Bună, Cristina Șișcanu, am găsit tuturor. Am găsit asta pe internet, că ai declarat lucrul ăsta. Sunt multe lucruri, știi, care se dau cu ghilimele. Da, spun în interviuri și lucruri de genul ăsta, pentru că așa sunt. Nu sunt rea, dar dacă în ziua de astăzi a spune ceea ce simți și ce gândești, poate primi în față semnul legal, da, e adevărat, unor pot părea rea. Dar știi că dacă spui asta despre tine, de fapt nu ești așa, știi că... În momentul în care îți faci o astfel de caracteristică tu despre tine, de fapt nu ești așa. La numărul mare de prieteni pe care i-am în jurul meu, mi-aș dori cel mai bine să-i întrebați pe ei să mă definească, pentru că dacă i-am și îmi place ceva la ei, înseamnă că acel lucru este și în mine. Dacă i-am și nu-mi place ceva la ei, de fapt acel lucru este și în mine. Și atunci trebuie să lucrez cu mine. Prefer să mă definească ce spun prietenii mei apropiați, pentru că ei au avut curajul să cunoască universul din mine, pentru că fiecare individ este un univers, de fapt, și ei mă pot descrie. Eu pot să vorbesc despre mine vrute și nevrute și să mă laud sau să mă incriminez sau să mă acuz că fac anumite lucruri, dar știi, de multe ori spunem lucrurile astea pentru că bagajul din copilărie este foarte, foarte, foarte greu. Și ne privim în ziua de astăzi prin ochii copilului din năuntru nostru, pe care poate l-am vindecat, poate l-am validat, poate l-am iubit, poate l-am oblojit sau poate n-am făcut-o. Ai un bagaj greu din copilărie pe care, nu știu, îl cari și astăzi? Da. Și m-am întors de multe ori să mai scot din desagă. Ce s-a întâmplat exact? Pentru că, știi, copilăria ar trebui să fie perioada cea mai fericită din viața unui om. Da, a fost o copilărie foarte fericită, dar există și lucruri pe care uneori le-am contestat sau de multe ori le-am contestat, dar mi-am dat seama că atât s-a putut atunci, atâtea resurse au existat atunci. De exemplu, mama mea munci foarte mult și uite, acum când noi vorbim, copilul este la sala de protocol. Este după mine mai tot timpul. Nu este ușor, este foarte greu pentru un părinte, dar dacă el asta vrea, dacă el vrea să stea cu mine, să respire, spune, vreau să respir același aer cu tine. Tu îți dai seama că la mine seara se făcea 7:30 seara și eu așteptam în fața porții niște papuci. Nu întâmplător papuci, pentru ca să pot să-i las și să fug înaintea mamei, pe care o vedeam la vreo 300 de metri într-o curbă și alergam plângând doar să ajung la ea și să o ajut să-i duc, bagajele, pentru că venea mereu încărcată. Mama mea care avea doar o zi liberă pe lună, lucra în zootehnie. Și un tată care credea că dacă îmi spune anumite lucruri, mă stimulează. Dar copilul nu are mecanisme suficiente, nu are resurse suficiente să înțeleagă că atunci este stimulat. Veneam cu 10 acasă și eu primeam o expresie anume care de curând mi-a răsunat în cap într-un moment în care am stat și am lucrat cu mine și simțeam că mă sufoc pentru că doar acea expresie venea către mine. Și am spus, nu e despre mine, e...
ar fi urât să spun asta, pentru că ar însemna să fac public vorbele tatălui meu, care m-au dorut, dar nu mă mai dor acum. Pentru că nu e despre mine. Mi-am dat seama că nu este despre mine. Cum la 27 de ani, mi-am dat seama că lupta pe care încercam să o duc și să demonstrez ceva cuiva era de fapt copilul din mine care încerca să demonstreze tatălui ceva. Și am spus, eu am o viață. El o trăiește pe a lui, el atât a putut, el a crezut că așa mă stimulează, n-a plecat de lângă mine, nu m-a bătut fizic niciodată, dar știi că și bătaia asta e de mai multe feluri. Corect. Și chiar dacă știu toate lucrurile pe care le știu, crezi că uneori nu greșesc? Și atunci nu mai am scuză pentru că le știu. Și acum în mașină îl întrebam pe Adan, zic, mamă, dar tu crezi că eu n-am făcut greșeli în educația ta? Și zice, nu știu, poate că ai făcut. Zic, am făcut, dar n-am scuză. Deși dacă mă uit în spate și există, fac comparații, că, dar trebuie să facem comparații, pe că altfel nu știm. Doar altfel prin comparații. La o concluzie. Adică de unde știm care e unul mai înalt și care e unul mai scund? Doar prin comparație, că știm care ce e înaltul, ce e scund. Și mă uit, zic, măcar nu am repetat greșelile. Nu le-am, știi, avem tendința să repetăm lucrurile dacă nu ne oblojim copilul din noi. Și da, nu mi-a fost ușor. Mi-a fost ușor pentru că mi-am dorit să stau mai mult cu mama, mi-aduc aminte că în vacanțe o rugam în genunchi să mă ia, plângeam și o rugam, ia-mă cu tine. Cum să stai atâtea ore după mine și să stai în miros de vaci? În biroul meu, în cabinetul meu. Doar asta. Dar doar asta făceam. Și am amintiri în care eram mică, mică, mică și mama spune, n-ai cum să aduci aminte că aveai 2 ani. Dar mi-aduc aminte că ne-am dus într-o duminică să o luăm mai devreme pe mama, adică pe la 4:30 de la fermă cu tata. Și lucra și duminica. Lucra tot timpul, mai puțin o zi pe lună. În ziua aia făcea mâncare, gătea, întindea rufe și eu eram numai pe lângă ea. Și nu-mi doream decât să învăț, să o ajut să termine mai repede. Dar nu termina, pentru că eu mă culcam și ea rămânea făcând treabă și eu mă trezeam și ea nu era acasă. Nu puteai să te bucuri de ea, practic. Nu, nu puteam să mă bucur. Și trăiam de la o zi la alta ca să o văd următoarea seară. Dar al tău a fost mai aspru. Așa. Verbal, da. Verbal. Da. Și mai am privit. Dar nu doar cu mine, și cu mama. Știi că sunt foarte multe povești cu părinții ai celor care, nu știu, din generația asta a noastră, dar părinți care au trăit atunci. Cumva ei așa știau și ei să se comporte cu părinții mei au fost orfani, mama orfană și de mamă și de tată. Iar tata de tată și crescut de bunica mea, care m-a crescut și pe mine pe tot scorpioancă, la fel ca și noi două, da. Mamaia îi ziceam eu și este femeia care atunci când mi petea părul după baie, aveam, întotdeauna am avut părul lung, acum nu-l vedeți, e fix până la mijloc, știi? Da. Mi plătea părul, zicea, stai aici să-ți împletesc coadele. Da, avea 4 clase făcute cu caprele, zicea ea. Văduvă de 3 ori, și-a îngropat 3 bărbați, a rămas văduvă de tânără și a crescut copiii și, practic, când mama a venit în familie, mama mea a spus, mămică. Mămică. Și m-a crescut și pe mine până la 9 ani și a zis, m-a iubit atât de tare că atunci când ai adormit de tot, ai ales să dormi lângă mine, pentru că dormeam cu ea în pat. Și m-am trezit și ea nu mai era printre noi, știi? Și aia a fost o durere foarte mare pe care destul de greu am măcinat-o în sufletul meu și în mintea mea. Dar te-ai gândit că tatăl tău poate a fost așa pentru că și el avea un bagaj din copilul. De asta spun, dar copilul din mine atunci nu știa? Nu știa. N-aveam de unde abia să știu. Acum știi câte lucruri tabu au fost în viața mea ca și copil? Tu știi că eu am aflat de la vecin, de la mătușa mea, că eu am avut o soră care a murit, am aflat de la bunica mea când am întrebat-o, da, înainte să mă nasc eu. Murea de aia și jumătate. Nu, era tabu, i-am mâncat pozele. Eu i-am mâncat pozele. Și am spus mult timp după aceea mamei mele. Este a doua oară când vorbesc, prima dată când am vorbit așa foarte puțin despre treaba asta, dar este prima dată când vorbesc mai pe larg. Da, i-am mâncat pozele. Mi s-a părut foarte nedrept să-mi văd părinții suferind și fratele. Se făceau înainte poze la mormântări și era ceva, o chestie mică, așa, albă, și fratele meu peste părinții mei. Deci, și practic, era primul copil din familie. Nu, e fratele meu. Dar fratele tău știa acest, și nu ți-a spus niciodată? Păi am mai târziu, am mai vorbit, dar totul a fost așa, pentru că bunica mea, mămaie, cum îi zicea, mie mi-a zis, maică, măta și cu tactul s-au stricat de atunci, nu mai sunt aia care erau. Ori eu nu știu ce înseamnă cum erau ei înainte, știi, ca sora mea să nu mai fie. Da. Ce s-a întâmplat cu sora ta? O banală apendicită. La ce vârstă? 2 ani jumate.
Dar eu le-am spus mereu, nu plângeți pentru că eu sunt ea. Venisem prea devreme. Știi cum trebuia să mă cheme pe mine? Cristina. Serios? Da. Și tata a trecut strada și mi-a zis cum mi-a zis. Și mi-a pus și Elena după sora mea. Și aici am zis, nu trebuia, nu mă simt așa. Când ai deschis subiectul ăsta despre sora ta? Păi prima dată m-a găsit cu pozele în față și era mică, 2 ani jumate, 3, fără. Și mama le-a pus undeva pe un, nu știu dacă ți-aduce aminte cum erau șifonierele pe vremea... Ba da. Eram noi mici, da. Adică cu 40 de ani. Sus. Și le-a pus acolo. Și le-a pus într-o cutie cum era cutia de pantofi. Nu știu cum. M-am cățărat, nu mi-aduc aminte, dar știu că le-am mâncat. Știu sigur că le-am mâncat, pentru că nu le-am mai găsit niciodată. Și la un moment dat, mama a căutat pozele acolo și a spus, nu mai sunt. Ce ai făcut cu ele? Nu i-am spus și i-am spus mai târziu. Am vreo 13 ani când i-am spus, ții minte când m-ai întrebat unde nu le-ai găsit niciodată? Le-am mâncat. Cum a reacționat? Am mărmurit, ce să zică. Ce putea să facă? Să dai timpul înapoi? Dar ce doar de timpul din fața noastră, din spate, s-a dus. Da. Poate, nu știu, că tatăl tău era așa și din cauza acelui eveniment. De asta spun că nu știu lucruri care s-au întâmplat. Dar pentru tine a fost dureros să fii cu un tată așa aspru atunci, la vremea respectivă. De repet, el măcinând lucrurile și ducându-mă către copilul de atunci și poate că ambiția pe care am dobândit-o sau nu știu dacă m-am născut cu ea, dar... Cu siguranță, dacă nu m-am născut cu ea, poate am dăbunit-o acum și pentru faptul că la un moment dat am dus o luptă de a-i demonstra că nu este așa cum spune el. Și nu, că veneam cu performanțe, veneam cu... Am intrat la liceu, la Spirul Harel, veneam acasă, spunea da, așa okay, și... Nu spunea, dar tu nu-l nu simțeai? Nu mă lăud, da. Nu-l simțeai că e mândru? Că știi că sunt unii oameni, sau mai ales din generația nici aceea... Nici acum nu mi-arată, nu mi-arată pot... niciodată. În schimb, dacă... În trecut, când noi mai apăream pe coperți de revistă sau într-o blacă revistă. Dar când erai în revista mare, când acel proiect era, avea un... Nu i-am cerut niciodată aprobare. Dar nu s-a bucurat? Probabil că da, dar nu mi-a spus-o. Și nici n-ai simțit că se bucură? Nu știu, mama spunea că da, dar nu l-am întrebat. Și nu m-a întrebat de ce. Sunt lucruri pe care le pot justifica, le pot explica și sunt lucruri pe care nu le pot explica. Pentru că atunci și la 27 de ani, într-o noapte, când m-am rugat mult și am plâns și mi-am dat seama de treaba asta, că îi zicea lui bărbosul, ce se întâmplă cu mine? Fac ceva ce nu e pentru mine, nu e despre mine. Mi-a venit chestia asta. Nu e despre mine, de fapt. Eu nu duc lupta mea. Eu, în loc să-mi văd de drumul meu, eu mă țin legată singură cu o cordelină ca de trecut. Mulțumești pe să încerc. Da. Deși nu mă duceam niciodată să-i cer validarea, nu simțeam nevoia, dar eu, crezând că faptele mă vor defini într-o zi. Știi, educația unui copil, mama e foarte importantă în validarea băiatului, din toate punctele de vedere, și tatăl în validarea viitoarei femei. De două ori, dacă îi spune în viață, ești cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, de aia poate să fie în toate felul, nu contează. Și bărbații pe care și-i va alege mai în viață, partenerii, vor fi de la un nivel în sus și nu va căuta validare în relații. Iar eu am, ca să pot să am o viață de familie, să pot să nu-mi frustrez bărbatul, de nu era despre el, era despre mine. Despre tine, da. Eu am lucrat cu mine foarte mult, dar am conștientizat toate lucrurile astea. A fost nevoie să le conștientizez, dacă nu le conștientizam. Dar el nu era de acord cu... nu știu, meseria ta, ce ai ales tu să faci. Adică nu-ți spunea ce își dorește el de fapt de la tine? Niciodată. Nu mi-ar fi tras niciodată o linie. Nu ți-a zis, uite, vreau să te faci niciodată doctoriță și atunci niciodată voi fi mulțumit. Niciodată. Dar aveai discuții cu el, adică... Nu. O comunicare cât de cât? Nu. Și nici mai târziu. Și nici acum. Bună, tata, ce faci? Atât. Dar e foarte important că eu am făcut pace cu mine. Da. Pentru că eu n-aveam pace cu mine. Pentru că acel copil de atunci, nu crezi că nu mă răzvrăteam și că nu bombăneam și că nu ziceam. Adică, ăsta mi-e felul de ce spuneam mai devreme că sunt spurcat. Spun. Nu mă cert, nu pun poalele în cap, cum spun eu, nu, în familie, nu m-am certat niciodată cu partenerul de viață. Eu tac din gură. Am citit și asta despre tine. Eu nu vorbesc. Nu te cerți, pur și simplu intri într-o silențiu stampă, așa? Și 3 săptămâni, dacă e nevoie, ca micul pe grătar să se facă indiferent. Dar de ce? Pentru că în emoție puternică nu mai vorbește rațiunea.
faci, vrei cumva să nu faci un pas greșit, adică să nu spui ceva vorbele pe care pe mine ai regretat? Mă dur foarte mult, pentru că vorbele m-au durut pe mine foarte mult. Vrei și să vorbele, da, și dacă aș putea să, dacă aș scoate pe gură un cuvânt, ăla din fața mea îl poate uita de eu niciodată. Niciodată. Și în egală măsură, cuvintele pe mine mult timp m-au durut. Acum... Și mai iau aceeași putere cuvintele acum pentru tine? Cuvânt, la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Important este cât de mult rezonează cu mine. Gândește că în meseria asta, nu întâmplător m-am dus de foarte mică către meseria asta. M-a vindecat mult, mult de tot. M-a făcut să mă duc în cele mai profunde unghiere ale sufletului meu să lucrez cu mine. De multe ori nu știam de unde-mi vin niște trăiri, de unde-mi vin niște emoții. Eu nu experiment foarte mult în viața mea personală. Am fost de drumul meu și cam atât. Dar prin prisma personajelor am avut posibilitatea să experimentez foarte multe și asta să chiar voiam să te întreb. Foarte mult. Te-a ajutat asta că ai foarte mult. Cel mai mult. Experimentat mai multe da. Tipuri de personaje? Tot ce am făcut. Să nu care cumva să credeți că Urinela nu este în fiecare dintre noi și mai ales și în mine. Dacă eu o țin acolo. Când mă întreabă cineva, m-a întrebat, mă mir că n-ai găsit și asta pe internet. Așa. Dar pare așa, lumea te zugrăvește ca un om bun. Zici, știi cât de bună sunt? Pe cât de rea pot să fiu? Eu aleg ce primează. Eu aleg ce iese în față. Pentru că în egal nu poate să fie, este exact ca și yin și yang. Nu poate să fie mai mult dintr-o parte și mai puțin dintr-o parte. Important este și dacă eu pot să fac sau pe măsura binelui pe care îl fac, în egală măsură pot să mă duc și cu rău. Rău e adevărat că se materializează mult, mult mai ușor și mult mai repede. Dar de ce să-l faci? De ce să-l faci? Pentru că... Crezi spune, în sintagma asta după faptă și răsplată, că așa se numește și emisiunea noastră? Da. Adică... Și dacă nu o plătesc eu, vor plăti urmașii mei. Și atunci cu așa crezi drept? Că funcționează da. Lucrurile în viață, da. Nu? Da. Uite, înainte să ne continuăm, mă rog, această discuție, vreau să spun că avem și două cutii aici. Nu știu, nu le-ai observat până acum. Le-am văzut, dar da. Nu știam, credeam că fac parte din decor. Da, nu. Sunt mai mult decât decor. În fiecare cutie se află câte o întrebare. În cutia roșie este o întrebare despre iubire, despre viață. Și în cutia aurie, o întrebare despre bani. O să răspund amândouă. Asta vreau să te întreb, pentru că nu te grăbi. Le deschidem mai târziu un pic. Okay. Dar ai dreptul să nu le deschizi. Adică dacă vrei poți să renunți. Niciun invitat nu are curs la acest lucru până acum, în sensul să zică nu le deschid. Toți le-au deschis, dar ai acest drept. Le deschid, fără niciun fel de problemă. La momentul potrivit vom face asta. Știi ce voiam să te întreb? Tot acest bagaj din copilărie, cumva până l-ai rezolvat, până ți-ai rezolvat aceste mai am de lucru. Traume. Da, probabil că da, dar în mare parte cumva ai mai făcut pace cu tine, așa mi-ai zis mai devreme. S-a răsfrânt și în relațiile cu partenerii tăi? Păi așa cum spuneam, a trebuit să lucrez cu mine foarte mult pentru că era despre mine. Ai trecut printr-un divorț. Da, după 7 ani de căsătorie. Aveam 27 de ani și ceva când am divorțat, da. Te-ai căsătorit de vreme? La 21 de ani. În ultimul an de facultate, da. Eu m-am fost întotdeauna în relația da? Respectivă. Da. Și ce și acum, dacă îl sun, răspunde, da. Păi și îl sun, actualul partener nu se supără dacă îl sun? Păi ar însemna că trăim de 14 ani și ceva degeaba. Eu cred că noi avem un lucru foarte bine stabilit. Băiață, că așa îmi zice el, mi-a moștenit porecla de la Mugur, pentru că așa îmi ziceam în vacanța mare, ață, că aș fi slabă ca oață. Și când m-a văzut gravid, ce ai făcut? Ai făcut nod! Așa mi-a zis Mugur, da. Măiață, uite, respect înseamnă că, știi, în viața asta nu știm dacă ce este mâine sigur, știm ce este acum sigur și nici ce știm că este sigur, tot nu este sigur. Tot nu e sigur, da. Dacă la un moment dat luăm razna, nu știu, ne îndrăgostim de altcineva sau vrem să trăim altfel decât așa, vorbim. Să știi că sunt poate o dată la 2 săptămâni, unul o dată pe săptămână, poate o dată pe lună, stăm până la 4-5 dimineața și vorbim. Despre ce? Despre orice. Și despre istorie, și despre lume, și despre orice vorbim. Îi place să mă asculte, să mă întrebe și să mă asculte, că mie îmi place asta cu cititul. Cu... Mai nou de câțiva ani m-am dus și către alte zone de cunoaștere.
despre istorie și vrea să mă asculte, să îi spun lucruri, să discutăm, să mă contrazică, pentru că el este întotdeauna sceptic și scepticul e bun într-un grup pentru că el pune întrebarea. Știu, eu pot să fiu ăla care se duce în plin. De-aia și cel zice, da, de ce așa? Da, de ce? Și el este întotdeauna, da, de ce? Te ajută și, lucrul ăsta. Da, mă ajută pentru că mă enervează, mă ambiționează și mă duc să studiez mai tare. Și de cele mai multe ori, dovada lucrurilor pe care eu le spun nu vine tot de la mine, confirmare. Vine a treia zi după scripturi, cum zic eu. După maxim 3 zile întâlnește persoana potrivită care să-i confirme. Și se uită spre mine și ah, cine nu te mai crede pe tine? Zic, ai grijă, așa spui de fiecare dată. Deci vorbim absolut orice. Și când mă supăr, știe că sunt supărată. Îi spune, se vede totul pe fața ta. Nu înțeleg cu meseria asta, nu mimezi și tu, mimează și tu bucuria. Nu am cum. Dacă asta sunt, asta sunt. Mă rog, pentru un scorpion, în general, e mai greu să mimeze. Eu, că scorpionii de obicei sunt așa. De ce? Că, uite, în multe situații, fake it till you make it funcționează. Și asta le spun și mămicilor mele. Băi, când nu crezi în ceva, bă, te minți. Până când vei crede. Văd chestia asta, că vreau și eu să slăbesc, să fac nu știu ce, cum să fac și eu sport, dar cum faci în fiecare zi? Bă, zic, uneori mi-o lene, de mă doare. Mă, da, mi-e lene, așa. Dar o recunosc verbal. Nu o ascund. Păi azi o ascund, o ascund și mâine, o ascund și să faci așa gunoiul sub covorul, da, din casă. Nu mai faci nimic. Și nu, dar eu recunosc, îmi recunosc emoțiile, le validez, le mulțumesc. Hai, plecați. Gândurile, pentru că avem milioane de gânduri. Nu știm care sunt bune și care sunt rele. Și stau și mă uit la ele. Zice, dar când ai timp? Am același timp pe care l-ai și tu. Important este cum mi-l gestionez. Exact. Da? Ai suferit la divorț atunci? Când întotdeauna suferim, pentru că sfârșitul unei situații este o mică moarte. Ai pus tu capăt sau a venit? Da. Da. Și de ce n-a mers? Adică pentru că nu a mers, pentru că la un moment dat dar a fost foarte tine. Din dragoste, presupun. Bineînțeles, la vârsta aia nici nu se pune problemă. Și a fost și un mare respect și există acel respect. Și l-a suferit atunci. Da, amândoi am suferit, fiecare în perna lui. Da, mă gândesc că dacă tu ai pus punct, poate el a suferit mai mult. Nu. Eu am suferit și înainte și în timpul și după. Nu știe nimeni cum să cuantifici suferința celuilalt. Adică unul îți poate manifesta suferința dându-se capul de pereți și altul pur și simplu să fie așa, dar asta nu înseamnă că ăla nu suferă. Fiecare are felul lui de a suferi sau de a se manifesta, de a-și manifesta bucuria. Eu, de exemplu, dacă îmi faci o surpriză, tu vei avea o surpriză pentru că eu sunt mută. Așa e fimiu. Dar nu te bucuri? Ba da, dar sunt așa. Așa știu. Ești să atât mă... de surprinsă, da. Încât... Da, nu mai poți să exprim bucuria. Țipă, se bucură, expansie. Eu le învățam pe Adan, când avea emoții puternice și de alea și de alea, învățam să țipe, să scoată, știi, din el. Dar se pare că pe zona asta m-a moștenit pe mine. Când îl surprins, când l-am făcut ziua de naștere în surpriză în martie, era așa. Jumătate de oră nu a articulat, doar se uita la colegi, se uita la tot ce se întâmpla. Pentru că fiecare are o modalitate de a se exprima. Nu înseamnă că dacă ăla face într-un fel sau ăla face într-un fel, noi gata, știm. Ce puțin a suferit cu tare. De unde știi? Cine e să cuantifici? Care ți-e aparatul care vine și măsoară mie? Iubirea? Ura? Bucuria? Fericirea? Dragostea? Nu există. Știi cum e? Oamenii sunt obișnuiți, ceilalți oameni trebuie să reacționeze așa cum se așteaptă ei, știi? Sau o emoție trebuie exprimată așa cum trebuie. Ce înseamnă trebuie? Exact, acest trebuie, care, mai ales în zilele noastre în societate, este... Și societatea din cine formă? Din oameni. Dar divizi. Din păcate, asta e situația și din cauza faptului că lucrurile se mișcă atât de rapid în zilele noastre, uităm de lucrurile astea și se iau șabloane. Știi că vorbeai despre relații. Ne dorim parteneri. Ne îndrăgostim, îi vedem, ne îndrăgostim de ei, dar de fapt ne îndrăgostim de ceea ce vrem noi să vedem în partenerul nostru sau într-o relație. După care, după un timp, când el e așa cum este el și cum nu este el și el nu este așa cum nu vrem noi să fie el, încercăm să-l îndesăm în șablonul nostru. Mai ești ca la început, când
te iubeam și ne mai iubeam. Bun, dar cum eram și cum nu eram la început? Dar dacă nu mai încercăm să indesăm pe oamenii șabloane, dacă încercăm să ne uităm la început n-ai cum. Deci, la început când ești îndrăgostit, ești oricum un pic orb, îl ți-l imaginezi. Nu vine el pe cal, dacă vine pe un scuter, e tot pe un pomârțoagă albă, înțelegi? Da. Nu contează. Este idealul. E frumos. Hai să păstrăm lucrurile pe care le-am avut la început. Bă, ce mi-a plăcut la început. Facem asta? Nu știu, eu asta încerc să fac de fiecare dată. Și avem momente în care ne îndrăgostim unul de celălalt și spun tot timpul, spun, bă, dar cum ne îndrăgostim noi unul de altul? Dar separat, în perioade separate. Iubirea e iubire. Dar ne mai apuc așa, știi, câteodată. Da. Acum în concert mi-a zis, iar m-am îndrăgostit. Ah, iar te-a apucat diferit de mine, știi? Nu ne apucă în aceeași perioadă. Și las că e mai bine așa. Deci, practic, tu spui că iubirea e iubire și îndrăgosteala e cumva altceva. Da, total care altceva. Care vine, mai trece pe pauză, apoi poate să când vine ești îndrăgostit și el îți spune un lucru pe care nu vrei să-l auzi, tu de fapt nu-l auzi. Și îl vei auzi când pică îndrăgosteala, îndrăgosteala. Focul ăla mare, aprig. După aceea ți-aduce aminte și spui, dar nu, încep să-i găsesc scuze. Nu, de fapt, și după aia zici, dar dacă eu am declanșat asta? Nu, frate. El aia a spus. Da, dacă poți să treci peste o situație, asta pentru că e despre tine, poți să treci. Ăla poate să zică orice. Și te identifici, te doare că te cataloghează sau te etichetează într-un om într-un fel și te doare. Păi te doare pentru că undeva tu ai îndoieli în ceea ce te privește, tu rezonezi cu ce spune celălalt. Vine cineva la mine și spune că sunt o pitică uscată și nu știu ce. Și te afectează? Sau depinde cine spune? Eu sunt o pitică uscată, am 1,61 și 42 de kg. Da, asta e bine. Da, da, uite, așa am jucat pitică și uscată, numai rolul de băieți în prima parte a carierei mele. Mie mi se pare și că ești foarte feminină. Deci eu am jucat băieți, am adus premii cu Pinocchio, am jucat prin și cerșetor, am jucat motan încălțat. Ai talentul... Nu știu, m-au văzut regizorii, da? Dar eu mă visam pe la 12-13 ani, înaltă, voluptoasă, cu șolduri mari și nu. Și nu, bă. Așa, și dacă asta e definirea mea pe această lume, pot să schimb ceva? Nu. Și atunci trebuie să îmbunătățesc, să îngrijesc, pentru că mă va întreba când mă voi duce la el bărbosul, zică, ce ai făcut cu templul meu? Și eu să spun, ce-am făcut? Păi era singurul care te păstra pe lumea, iubești viața, da. Păi ce n-ai avut grijă de el? A, păi nu pot să mă dea o șansă? Nu. No. Uite, apropo de relații, și cum facem ca să menținem iubirea și îndrăgosteala ca relațiile să reziste? Pentru tu că... crezi că eu am o rețetă, că eram bogată? Tu îți dai seama că o zice sora mea Carmen Tănase, sora mea, să sui așa banii pe mine. S-au furcat și pe mine banii. Nu există o rețetă. Bine, tu ce faci pentru relația ta? Ca să funcționeze, să se mențină iubirea și îndrăgosteala. Adică în primul rând am faci ceva conștient ca să... Uneori fac conștient, alteori nu fac. Fac de la sine. Ce fac conștient este că nu calc pe butoanele sensibile. Și când e vorba de o situație, o zi grea, o perioadă grea... De exemplu, a fost o săptămână în care nu mi-am văzut bărbatul. Deși ajungea pe acasă. Da. A lucrat la un nou proiect, la o motocicletă. Nu, l-am văzut și l-am văzut după o săptămână. Cu o săptămână înainte fusesem eu și Adan în cantonament, în Vârf de Munte. Am venit, el fusese în weekendul, a plecat cu motocicliștii. A venit, te-a deranjat lucrul ăsta? Nu, pentru că știam ce face. Adică era, și când l-am văzut sâmbătă, a venit să-mi prezinte lucrarea. Și când l-am văzut, eu nu mă uitam la motocicletă, mă uitam, zic, Dumnezeule, cât ai slăbit de când nu te-am văzut. Dar știam ce face, îți spun. Adică, dacă eu vreau să țin un om lângă mine cât mai strâns, eu îl țin, cu ce îl țin? Cu cât îl ții pe un om mai strâns, cu atât va avea tendința să fugă. Între noi există o libertate extraordinară. Și libertatea asta e atât de mare încât, că mama la un moment dat și-a dat seama că n-are... Și mi-a dat toată libertatea din lume. Ești liberă să faci ce vrei tu. Dar ai grijă seara când te culci să fii mulțumită de ceea ce alegi. Și atunci am strâns foarte mult. Știi cum a fost pâlnia îngustă? Adică eu singură în București, nu tu cluburi, nu tu baruri, citit biblioteci, teatru, liceu și așa mai departe. Deci eu mi-am închis pâlnia. Gura era așa. Așa. Și asta e și în relație. Nu e o rețetă. Dar nu calc, nu ne călcăm pe butoane. Toți acum și în mediul online, rețeta fericirii, toți o caută, sunt nebuniți. Acum oamenii își doresc să fie nemuritori și fericiți. De fapt, astea sunt scopurile supreme.
Nemuritori? Nemuritori pentru păi aici toți... ne avem programul de îmbătrânire în căpățână. Da, toți caută să fie veșnic tineri. De la tinerețea exterioară, că au apărut atâtea metode să-ți faci să fii tânăr veșnic, până la caută tot felul de lucruri, că toți vor să crească cât mai mult. Dar înainte de vreme? Tinerii noștri? Când la 16 ani machiajul tău este soft pe lângă ce vedem noi în viața de zi cu zi, oare nu ajung să nu-și mai trăiască copilăria și adolescența? E adevărat, dar când ajung pe la 40 de ani... Ai, păi vezi cum este reversul medaliei. Să se sperie. Dar nu ți-ai dori să fii mai repede matur? Ai grijă ce-ți dorești, Cări, să-ți întâmple? Nu știi că pe mine m-a surprins un lucru. Poate vorbești despre generația asta, 16-17 ani, însă fiica mea, Petra, îmi zice de ceva timp, mami, eu nu vreau să mă fac mare, vreau să fiu mereu copil. Și fiii mici la fel. Eu când eram mică, îmi doream să mă fac mare. Tot timpul visam cum o să fiu eu când o să fiu adult. Vai ce o să una fac. E să visezi cum o să fii și să-ți proiectezi. Nu, și îmi doream. Adică mi se părea, vreau să treacă mai repede anii ăștia, să fiu adult, să fac lucruri, adică să am libertatea aceea despre care, știi, mai vorbeam mai devreme. Ea, pentru că are libertate, da. Pentru că are tot ce își dorește, vrea să rămână acum, adică, și aici. Mie îmi place foarte mult să fiu copil. Eu nu conștientizam acest. Dar și ce înseamnă asta? Validarea voastră ca părinți? Pentru că odată cu creșterea, crezi că ea nu vede? Crezi că ai noștri copii, nu știu? De ce copilul spune, vreau să rămân mic? Pentru că i-a spus să nu care cumva să crezi că fiind mare ai mai multe libertăți. Acum ești mult mai liber decât atunci când vei crește. Viața noastră este mult mai restrictivă și mai restrânsă și cu mult mai puține libertăți decât ai tu. Odată te dori, uitându-se în jur și uitându-se la noi, pentru că vrei, nu vrei, o parte din zi ești în acel hamster, în acea rotiță de hamster în care trebuie te învârte societatea și la care suntem complici și noi o perpetuăm și o continuăm și o predăm mai departe. Că asta e mușterea pe care o lăsăm copiilor noștri. Noi o să le lăsăm dragostea de viață. Noi le lăsăm dragostea de muncă și nu e dragostea de muncă, ci de șoricelul în acea rotiță, yes man, la cheremul tuturor, da. Și de multe ori din păcate, nu e cel mai fericit lucru. Acum sunt mai conectați la ceea ce trăim noi, adulții. Dacă ți-a spus că vrea să rămână copil și eu m-am bucurat când mi-a spus că vrea să rămână copil. Păi da, probabil pentru că m-a validat ca părinte, îi place viața de copil, exact. În această familie. Da, da, nu, probabil și înțeleg că fiind adult nu este așa simplu. Da. Când erai copil nu vedeai chestia asta. Adică eu cel puțin mi se părea că fiind adult este foarte tare, știi, să fii adult. Ține foarte mult de ce tip de copilărie ai avut. Da. Ce libertăți ai avut. Sunt unii care au vrut să scape, să facă 18 ani, să plece în lume și atunci îți dai seama cam ce tip de copilărie și cât de strânse au fost limitele. Pentru că eu am reguli pe frigider. Nu le respectăm, primim consecințe. Oamenii, părinții nu știu ce înseamnă consecință, ce înseamnă pedeapsă. Nu știu să le definească. Da? Pedeapsa deci nu folosești de... pedeapsa. Nu, n-am folosit niciodată. Nu, există morală, există... O singură dată am urlat de... Dar am zis, te rog frumos să pui mine la urechi pentru că voi urla. Am încercat să mă calmez, 1001, 1002, 1003, 1004, deja mi-a sărit, am țipat pentru că mi-a găurit un scaun din piele. Eu eram în bucătărie și era liniște și zic, dar de ce e liniște de atât de mult timp? Știam că face ceva la matematică. Și spatele barului se vedea un cap care se ridica și făcea așa. Aoleu. Și era un creion pe care tocmai l-a scoțise și îl băga și îl scotea din pielea și a zis după ce am... Nu se poate să faci așa ceva. Cum să faci? Dar ce trebuie? Să nu gândești. Mama, te rog, ce am țipat? El ia mâinile și zice, wow, tu chiar știi să țipi? Știi? Și a zis, să mă auzi? Să mă auzi? Pune-ți iar mâinile lui. Și până mă întrebi, zic, ok, stop. Nu m-am calmat, dar vreau să știu. Ce a fost în mintea ta? Exact. Eram fascinat cum se mulează materialul pe creion și când intră și când iese creionul. Da. Deci tu îți dai seama la ce era redusă curiozitatea lui și ce era în mintea mea, că el n-aprecia scaunul, exact. Că eu o să muncesc. Deci scenariul meu era un film deja de pintilie și la el era o nevoie să înțeleagă. Exact. Și atât. Și în relațiile noastre interumane facem scenarită cronică. Așa este. Dar ne imaginăm unde e ăla dacă nu răspunde la telefon, cu cine o fi, nu mă mai iubește.
Apropo, te uiți în telefonul partenerului tău? Îi cauți prin telefon? Doar dacă îi ridic așa ochii când doarme și... Ești curioasă, adică să vezi ceva? Nu știu că am fost vreodată curioasă cu adevărat. Sunt curioasă în alte domenii. Să citesc, să studiez, îmi place să studiez despre nutriție, despre corpul an, de uman, despre medicină, despre istorie, despre ce vrei tu. Dar nu sunt curioasă cu viața nimănui. Consider că dacă știu mai puține, sunt mai fericită. Și nu prea îmi place să aflu secrete despre oameni, pentru că e o mare responsabilitate. Da. A fost în ultimul timp în mediul online o nebunie legată de subiectul ăsta, că bărbații pot să meargă și cu alte femei, dar dacă se întorc acasă, e bine, mersi, e totul bine și frumos, suntem fericiți. Tu ce părere ai despre asta? Și vorbesc doar despre mine. Ai plecat, ți-a lipsit ceva în relație, du-te și caută. Cât mai mult, cât îți trebuie, doar să fii fericit. Și eu voi fi fericită. Dar nu-l mai primești. Până acum nu mi s-a întâmplat sau nu știu să mi... Nu, dacă dar nu mi s-a întâmplat, nu știu. Ipotetic, chiar și dacă punem această situație într-un viitor, probabil... Dar ce n-ai putea să trăiești așa? Dar nu vreau. Putem foarte multe lucruri. Uită-te la noi. Uită-te ce trăim ca omenire. Putem să trăim foarte multe lucruri, dar nu vreau. Refuz. Spun nu. Și spun din toată ființa mea, cum am spus în multe situații. Spun nu de la nivel mental, energetic, fiecare celul din mine. Nu vreau. De ce unele femei se complac în astfel de situații? Nu pot să le judec. Au cu siguranță motivele lor. Dar de ce? Din multe motive. Că și iarăși, vreau să poate înțeleg. Că n-au avut puterea financiară, poate că n-au avut suficientă educație, poate că acasă așa au văzut. Este foarte ușor din afară să judecăm pe cineva fără să cunoaștem ce trăiește, ce simte. Este foarte ușor să ne dăm cu părerea. Poate că în viața lor consideră că dacă pleacă de lângă bărbat, este o rușine să fie o femeie divorțată sau este o rușine să nu mai ai familia aia, el, ea și copiii. Poate că nu au unde să se ducă și atunci siguranța pentru copii. Eu spun așa că decât o familie unde certurile există, violența verbală sau și fizică sau emoțională există, mai bine o familie fericită, oricum ar fi ea. Da. Părintele rămâne părintele copilului, relația dintre mine și copilul meu este relația dintre mine și copilul meu, relația dintre copilul meu și tatălui este relația lor, nu are legătură cu mine, cum relația dintre mine și taicăsul este o entitate de sine stătătoare pe care noi trebuie să o îngrijim. Mai bine, mai puțin bine, altă dată mai mult, altă dată mai puțin, pentru că spuneam, intrăm și noi în rotița de hamster, dar suntem conștienți că între noi este o entitate creată. Da? Și eu nu pot să-i încalc pătrățica lui. Nu pot să-i încalc. Vrea să se ducă cu băieții și în urmă spunea, parcă nu mă ajunge. Băi, du-te. Întotdeauna are unde să se întoarcă. Da. Și eu la fel. Eu n-am cum, pentru că sunt tot timpul cu miezul după mine. Cum împărțiți responsabilitățile legate de copil? La mine. Tu te ocupi cel 99,99%, da. Ai o problemă cu asta? Adică simți nevoia să te ajute mai mult? Uneori simt nevoia, dar, cum să spun, simt nevoia când consider că le fac uneori pe fugă. Și uneori le fac pe fugă. Mai ales când începe și școala, Dani este la stat, la școală la stat, dar la step by step. Și învață de dimineață de la ora 8 și până... Acum în iunie a învățat până la 3:15, dar programul nu normal e până la 4:10 după amiază. Ce-ți mai rămâne de la 4, după ce e copilul și până seara? Și mai ales că eu am și teatru, am și alte colaborări. De ce te întrebam? Nu este ușor și atunci când consider că sunt într-o vrie și intru în acea vrie, atunci simt nevoia că nu este ok. Dar Marcel este de la 10 la 6 în fiecare seară, în fiecare zi, de la 10 dimineața la 6. De multe ori se întâmplă să ajungă mai târziu, pentru că atunci când trebuie să se închidă treaba, mai vine cineva, mai intră cineva și se întâmplă să mai întârzie. Păi da, copilul nu poate să stea după, nu știu, iar la mine totul este ceas. Că vreau, că nu vreau, eu trebuie să duc copilul acolo sau să-l iau de la școală sau să-l ia cineva, nu știu. Am avut ajutor până anul ăsta și l-am avut întotdeauna în timpul școlii. Toată vara a fost cu mine. Dar când era mic, când era bebeluș, mai ales că ați trecut și printr-o situație destul de grea. Doar cu mine a stat. Până la un an și trei luni, am luat la un an și trei luni pe cineva, dar a stat încă un an numai cu mine. Adică mergeam la teatru să repet sau să joc, erau cu mine. N-ai simțit nevoie atunci? Atunci n-am simțit nevoia, nu? Nu știu, la un
schimbat uscute celorlalți, este din astea mărunte, așa. Că, știi, primele săptămâni a făcut Marcel baie pentru că era lung și subțire și mi-era frică că îl defectez. Dar nu era așa, pur și simplu, o chestie că dacă eu sunt mamă, eu trebuie să mă ocup exclusiv, așa? Nu. Cumva a venit de la sine? Sau nu. Cum? Nu, Marcel mai are doi copii din vechea căsătorie, din prima căsătorie, și gândește-te că băiatul lui cel mare a stat cu noi, e mare, acum are 21 de ani jumate, este la arhitectură, este un tânăr extraordinar și practic ani de zile a stat non-stop cu noi. La ce vârstă l-ai preluat, să zic așa? Cât are? 7 ani. Și, da, n-avea 7 ani încă. Și știu ce înseamnă. Și cu Călina am făcut la fel. Du la tărial de laftă, du la școală. Nu mi se pare nimic anormal, din potrivă, bucurie. Mi-am dorit să fiu mamă. Și atunci, dacă mi-am dorit să fiu mamă, cum ar putea să mă împovăreze viața de mamă? Da, dar că uneori nu sunt suficient de... Știi, trebuie să fiu atunci, acolo. Acolo. Da, să mă bucur, dar mai sunt mamă, telefonul, dar mai fac și scriu. Ești o care are o carieră și atunci nu e ușor. La câte lucruri am renunțat? Să le îmbin. În ultimii 9 ani? Cred, și pentru că n-ai cum să le faci bine pe toate și să faci tot. Nu, n-ai cum. Și nici nu este necesar copil. Să faci. Da, copilul, pentru că el nu are cum să-și vadă singur de viață. Este la vârsta la care are nevoie și simte nevoia să stea foarte mult cu mine. Sau și cu noi, ca un cocon, și se bagă printre noi și se gâdile cu taică-sul și se pupă. Și mă bucur de toate lucrurile astea. Au și momente lor, de exemplu, pescuitul. Pescuitul, ce e aia să arunci cu un băț într-o baltă și pe mine să mă ții pe mal? Nu le-am dat verde, dar nu mă pasionează. Nici pe mine. N-am nicio treabă, sunt disperați amândoi, își fac planul, se duc la obor să-și ia râme, viermi și alte orătănii, să-și facă de alea. Păi, dar oriunde ajung, noi avem o lansetă, o undiță, dacă le uităm acasă, pentru că Marcel are așa niște papornițe cu de toate, crede-mă, găsește o linie ceva cu o gută, dar nu e doar atât, așa? Și dintr-o terestie, dintr-o ceva, își fac ei o undiță și pescuiesc, da? Să nu care cumva să crezi că mă duc la vreo mare, la vreun deal, la vreun ceva, să n-am o undiță cu mine, sau să nu facem. Fiți liberi, lăsați-mă să stau să citesc, lăsați-mă să... Și atunci am momentele mele. Dar să nu care cumva să crezi că nu stau să mă gândesc, mi-e dor de Adan. Și sun, ce faceți? Cât mai stați? Ah, mai stați? Aha. Bine, ok. Nu stați prea mult. Ai înțeles? La cât timp de când ați început să fiți împreună a apărut copilul? 2008-2013. 5 ani. Dar aveam deja unul cu noi. Da. Tu, practic, de la începutul relației voastre ați avut copil. Da. Și apariția lui Adan a schimbat cumva relația voastră? Da. În bine? Sau... Păi, la început nu poate să fie așa chiar un bine, nu? Când ai femeia de lângă tine, pentru că celălalt era deja, tine, era deja da? Mare, oricum. Da, un bebeluș erau, are mult mai multe necesități. Era mult mai independent la vârsta lui Adan decât este Adan. Mult, mult mai independent. Deși sunt aceea zodie, sunt pești. Normal că a schimbat și că normal că la început n-a convenit. Dar asta este... Marcel? Era învățat. Deja trecuse peste situație, știa ce l-așteaptă și știa că îmi doresc, uite că îmi scapă tocul pe aici, știa că îmi doresc un copil și n-a venit în prima parte a vieții. Adică la mine Adan este prima și singura sarcină până acum. Acum gata, fac 44, închid buticul, nu mai. Nu te-ai gândit că... 44, Dumnezeule, Cristina, te păi rog, stai, nu la mine. Eu te înțeleg, dar sunt cazuri foarte multe. Doamne ajută, să le ajute Dumnezeu, sunt fericită, dar la mine s-a închis... Sunt funcțională, nu am niciun fel de problemă, doar că s-a închis. De ce? S-a închis pentru că am trecut prin foarte multe și pentru că nu am cum, aș mai activa o vină și așa trăiesc una. La ce? N-aș face nicio greșeală din cele pe care le-am făcut și atunci n-aș putea să mă uit la întâiul meu născut și la al doilea născut, pentru că la al doilea n-aș face nicio greșeală din ce am făcut la primul. Am înțeles. Și nu pot, se numește iubire egoistă. Egoist. Da. Vrei să te mint? Nu, nu vreau pot. Să spui. Și nici nu vreau. Că nu pot. Și nu că ar fi o iubire diferită. Pentru că iubirea nu se împarte. Iubirea se generează, se naște odată cu stimulul. Da? Mă îndrăgostesc de o rochie, dar fac o paralelă idiotă. Da, vine un alt copil, este o altă iubire care se naște. Dar vorbesc despre activarea vinei pe care oricum o am. Să mai activez încă una, pe ce fac? Dar
ce-ți pare ție rău că ai făcut sau n-ai făcut? Știi foarte bine și suntem într-o situație destul de tensionată social-medical după ultimii 2 ani și jumătate să mai dezgropăm morții, să le numărăm scheleții acum. Sau oasele din schelet. Te referi la vaccinuri? Nu la act în sine, ci la faptul că am continuat să fac luându-mă după instinct și spunând stop, luându-mă după doctor, ca duc aceeași doctor să spună, a, da, de la asta e. Punct. Nu că am făcut-o. O faci. Că asta este. Unii care au probleme, unii care n-au probleme. La mine, exact cum am susținut și voi susține întotdeauna, la mine a ieșit glonțul pe țeavă și atunci poți să mă învinuiești? Nu! Nu! Și nu la cea mai drag și mai sfânt în viața asta. Da, eu sunt prezentul și ele viitorul meu. Chiar dacă asta se întâmplă, nu știu, la Cristina, foarte puține cazuri, nu... Nu are nicio importanță, exact, e vorba despre mine. Și cui se întâmplă, să te ferească Dumnezeu. Știu. Nu ai dreptul să mă judeci, pentru că n-ai fost în pantofii mei. Când vei trăi în viața mea, 100%, din anii în care eu mi-am vegheat copilul, 5 ani de zile, și mulți ani, și acum, fără și cu de-alea și cu de-alea, el este un, pot să spun că este un brand foarte scump. El este Rolls-Royce-ul meu. Mulți mă întrebau, dar de ce nu ți-ai schimbat și tu mașina? Te ani de televiziune ai făcut și tu și tu actriță. Dar cum adică? Eu am un Rolls-Royce, nu mai schimb de ulei cât mă costă. Nu judeca omul în funcție de ceea ce crezi tu, de ceea ce nu ți s-a întâmplat sau ți s-a întâmplat ție. Lasă-l pe celălalt să fie cum este el. Fiecare dintre noi ne dorim binele copilului și eu am făcut-o din bine. Problema este că eu am perpetuat în prostie. Poate, mă rog, nu știu dacă mai există oameni care nu știu povestea ta, dar... Sunt convinsă că știe toată lumea și n-are sens, exact cum spuneam, să dezghețăm morți. Dar eu voiam să te întreb, uite, aveam și o curiozitate. Nu se pot face niște teste înainte să vezi dacă... E o problemă dacă un copil primește anumite vaccinuri? Adică n-ar nu trebui știu, asta să fie... trebuie să ai oameni specialiști imunologi care să-ți dea această explicație. Adică n-ar trebui să fie o astfel de regulă înainte de a li se administra celor... Știi că se fac vaccinuri chiar la naștere. Adică atunci când se naște un copil să-i se facă niște teste. Este un răspuns pe care nu l-am eu. Dar se cu siguranță oamenii mă gândesc onești, că tu fiind în această eu situație... Eu am întrebat, eu am un răspuns pentru mine, eu am lucrurile foarte clare, am dovezi, am dosare, nici nu mai contează. Dar există oameni care îți pot da răspuns și vorbesc despre oameni onești. Nu ne dăm cu părerea și trebuie să fim toți la fel, nu suntem toți la fel, nu mâncăm la fel, nu arătăm exact, la fel, nu gândim păi la fel, de aceea. Nu avem culoarea pielii la fel, noi avem ADN, suntem unici. Corect. Uite cartea cum se numește, sunt unic într-o lume diversă. Dar suntem unici din toate punctele, de 2 gemeni arată aparent la fel, dar ei sunt diferiți, vin din aceeași mamă, din același tată și cu toate astea sunt diferiți din punct de vedere ADN. Și atunci de ce cred eu că un ceva, că o rochie se potrivește, dar chiar dacă este S, mi se potrivește și mie, se potrivește și ție? Nu, pentru că aici poate ești mai mare, aici poate ești mai mică, poate că ești mai înaltă, poate... Eu intru într-un S, într-o pereche de pantaloni, dar vrei să spun ceva? Îmi sunt lungi. Îmi sunt bune aici, îmi sunt bune aici, dar sunt lungi, pentru că eu am 1,61. Da, corect. De asta spun. Iar la întrebările astea, pentru o transparență și pentru o corectitudine față de generațiile care vin și o corectitudine față de copiii părinților, atenție, pentru că părinții fac alegeri în numele copiilor, ar trebui să există o transparență și ca oamenii de știință să vină cu soluții. Este foarte ușor să facem un lucru. Cum dăm timpul înapoi? Pentru că la naiba, noi n-avem o mașinărie de dat timp înapoi. Este singurul lucru pe care nu putem să-l facem. Și mereu, am chiar pentru mica mea comunitate pe care mi-am păstrat-o pe Instagram, spun așa, timpul este singurul lucru care ne se dă gratis. Dar devine neprețuit în secunda în care a trecut. Și este... Noi trebuie să știm cum îl gestionăm cât mai bine. Da, să încercăm. Și ne dăm seama de lucruri după ce au trecut. Important este asta, vorbeam în mașină, vorbeam cu Adan despre compromisuri, vorbeam cu Adan în mașină despre așteptări, pentru că îi spuneam, mamă, te rog frumos, dacă în viața asta vei întâlni oameni care vă spune să... Este o ștergere a identității ființei, mamă, zic, să spună că n-ai așteptări, zic, este o prostie imensă. Să nu ai așteptări, ba am, de la mine, de la tine, de la omul de lângă mine, de la copilul meu, pentru că... În momentul în care te rogi la Dumnezeu, te rogi să nu te aștepți că te ascultă cineva sau că ți se împlinesc? Nu. De-aia te rogi să n-ai așteptări de la locul de muncă. Da, muncesc, dar eu n-aștept salariul.
Asta e la modă, să zici acum, că n-ai așteptări? N-ai așteptări, da. Știi cum e cu moda asta? Uite, dacă te-ai uitat după cum am îmbrăcat, în mod normal, ceasul meu foarte mare n-ar avea ce să caute la mână. Toate inelele mele n-ar avea ce să... Nu mă interesează moda. Asta, partea asta sunt eu. Mă definește pe mine. Cum tatuajele pe care le-am ascunse pe sub haine mă definesc pe mine. E vorba despre mine. Cum mă simt eu în pielea mea, pentru că am o viață și eu trebuie să o trăiesc. Nu mi-o trebuie să tu. Fim la fel toți. Deloc. Apropo și de cartea ta și ca să vin să completez ideea ta, știi că noi îl avem pe Filip, care el practic a făcut varicelă la 2-3 luni avea, când a făcut varicelă și lucrul ăsta i-a lăsat mă rog, semne foarte grave. L-am cunoscut. Da. Asta este. Practic, la el care a fost problema? Că dacă ar fi existat un vaccin antivaricelă pentru vârsta aceea, știi că pe vremuri se făcea vaccinul antivaricelă la 2 ani. El era foarte mic, adică nu se administra și cred că când el s-a născut nici nu știu dacă se administra vaccinul antivaricelă, acum mai nou. Apropo de faptul că nu suntem toți la fel. Uite, la tine... În este cazul invers. Tău, exact, este invers. Atunci cum definim Filip oamenii? Filip a fost și în Germania, așa și a spus că dacă ar fi existat un vaccin care s-ar fi administrat, nu știu, înainte să facă, l-ar fi păzit. Și eu am fost protejat. În Germania și eu am exact opusul, că ar fi trebuit să se oprească toate lucrurile măcar la 4 luni. Păi, vezi, de asta fiecare este diferit. Mi s-a spus unii duc, alții nu duc. Alții nu. Și atunci de ce să stârnim ceea ce n-ar trebui să stârnim? Monstru din Loch Ness. Dacă nu-l deranjezi, nu iese. Adică nu că am făcut. Pentru că eu abia aștept ca în spațiu public să mă numească cineva anti-ceva. Abia aștept. Exact, să o citesc din nou pe prietena mea, Carmen, s-ar urca banii pe mine. Pentru că eu aș arunca un carnet și niște dosare, multe dosare, în față și după aceea pe masa instanței. Eu abia aștept să mă numească. Dar cum să mă numești anti? Doar că mie mi s-a întâmplat și dăm voie să-ți spun că mie mi s-a întâmplat și că poate mai sunt alții ca mine. Faceți ceva și cu ăștia ca mine. Că un om și dacă alege să facă și dacă alege să nu facă, nu stă liniștit oricum. Nu stă liniștit. Așa este. Pentru că se poate întâmpla și de o parte și de cealaltă o situație. Dar care risc? Care este riscul pe care ți-l asum ca părinte? Și nu uita, copilul ăla care ți se naște și nu vine cu manual. Îi se potrivește aia, nu uita, va mânca aia, va mânca la ora aia, va dormi așa? Nu. I-a zis doctoriței că eu mi-e place să mai și glumesc chiar și în momentele mai grele. Da, doctor, când l-ați scos în afară de placentă, mai era ceva pe acolo? Păi cam ce? Vreun manual? Nu. A, am înțeles. N-a venit. Că acum există foarte multe reguli care circulă pe internet despre... Ce trebuie să faci când s-a născut copilul și trebuie să... Și mama, urmezi... instinctul mamei, unde mai e? Nu știu. Nu te supăra, dar leoaica din... Și o să spui, dar ce noi semănăm cu lei? Nu, frățică, noi suntem o mică virigă din lanțul naturii. Când ne luăm noi rolul de Dumnezeu, uite ce stricăm în jurul nostru. Hai să fim serioși. Și noi trăim în natură și depindem de natură. 100%. Na? Scoate omul din natură. Ia-i aerul, ia-i apa, ia-i mâncare. Aia e natură. Păi de asta spun că suntem. Uită-te la leoaica din natură. Cum naște, cum fată, cum își crește pui. Vine bătrâna comunității, leoaica alfa, să-i aducă manualul? Au internet să se inspire? Nu, are instinct. Ba chiar leoaica se retrage primele 4 luni cu pui și nu-i prezintă comunității. Da, dar știi ce o să-ți răspundă cealaltă categorie care, să zic, nu ți-ar împărtăși părerea, că da, dar leoaica stăm retrasă de partea asta de civilizație unde, nu știu, circulă tot felul de virus și tot felul natură de... Natură nu o să... Pe virus și unde sunt? Virusurile, că ăsta e forma corectă. Unde sunt? Peste tot, nu-s că ți-ai să-i pui în lanț. Și ei sunt la fel de expuși ca și noi, ba chiar mai expuși, pentru că ei beau apă nefiltrată, nembuteliată, se mușcă între ei. Leoaica nu poate să fie imunizată de anumite boli, nu poate să ia un medicament, nu pot lua antibiotice dacă fac o infecție. Să ne trezim la realitate, noi avem și știința. Și medicina și știința, eu sunt progresul științei și al medicinei. Uite-mă aici, sunt tăiată, da? Eu atâta implantul am, se numește artroplastie. Acum 5 ani, hâc, pac, era să mă, ori să nu mai merg, ori să mă duc în lumea celor drepți. Și uite, sunt progresul medicinei. Medicina trebuie să funcționeze pentru om, să fie în folosul omului. Dar asta înseamnă că suntem toți la fel. Nu suntem toți la fel.
Spune-mi despre cartea ta, unde o pot găsi oamenii, unde pot să o comandă? Păi nu pot să spun așa, să fac reclamă, dar este scoasă de, de Unicard, ce? Da? O să spun? Păi ea poate fi găsită chiar pe site-ul de la Unicard, www.unicard.ro, www.editura.unicard.ro, poate fi găsită în librării, poate fi găsită pe Mag, poate fi găsită în Cărturești și pe site pe Cărturești, pe Libris am auzit că mai este și la Biocorner. Spune-mi ce găsesc cei care o cumpără, ce ai scris acolo? Este prima carte dedicată alergicilor și nu doar din România, și din lume. Și părinților. Nu este o carte mare, este foarte ușor de citit, în prima parte, prima jumătate. Foarte ilustrată, văd. Da, Șerban Andreescu, mă bucur de mâna lui genială, este român premiat pentru grafică pentru copii în lume. De colegul meu de la Copudo, ne bate cu bețe, săbi și așa mai departe la Dinamo. Da, și l-am rugat să facă asta și a zis că e onorat. Fiecare alergie este îmbrăcată într-o poveste. Foarte multe persoane suferă de alergii în ultimii ani. Da, pentru că ne-am depărtat de natură. Am început să avem alergie la praf, la polen, la mucegai, la ambrozie, la orice. Și înainte luam, trăgeam așa de ambrozie și aruncam pe noi. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de natură, cu atât nu mai suntem bine. Ți-am spus, poate să spună oricine orice. Vreau doar argumente împotrivă. Și fiecare dintre noi este liber să spună ceva. Eu am toate argumentele, ți le pot pune pe masă oricând pentru ceea ce susții și îți dau oricând argumente. Suntem la fel de expuși și noi și animale din sălbăticie. Este la fel de expuși și noi și animale de companie și animale din sălbăticie. Și alea care zboară și alea care sunt pe pământ și alea care sunt în apă. Și adevărul este că nicio entitate de pe Terra n-a făcut planetei și mediului din jur mai mult rău ca omul. Și continuăm să facem. Și asta cu emisia de carbon. Vrei să vorbim? Dacă nu mai avem emisie de carbon, nu vom mai avea plante. Da, pentru că cu asta trăiesc ele. Da, cu CO2. Exact. Și atunci, până unde ne ducem ca extremă? Avem multe de vorbit. Iar cealaltă jumătate așa. Este dedicată părinților, este experiența mea și le spun ce au de făcut atunci când în viața lor copilul devine sau se naște alergic. Cum trebuie să nu te panichezi și de ce, ce trebuie să nu zipsească, de ce trebuie să pleci în vacanță, pentru că trebuie să pleci în vacanță și trebuie să ai o viață normală. Pentru că normalitatea nu este dată de ce zice vecinul, ci normalitatea ți-o faci tu acasă la tine, între pereții casei tale. Este foarte important să-ți păstrezi relația, căsnicia, relația foarte bună cu familia, soției sau a soțului. Chiar pasă dacă... de ce spune lumea? Păi când o să-mi plătească lumea factura de la Enel și întreținerea scumpă de la cele două camere în care locuim, atunci o să-mi pese. Ți-am răspuns. Cum este Adan acum? Păi e bine, citește, cred, din jurnalul unui puști. Sper că citește. Da, mă referam la, din punctul acesta de vedere, cu alergiile. La... El a rămas cu alergie la lactate. Nu mai face reacții foarte severe, adică e o reacție minoră pe care o pot gestiona imediat dacă intră în contact cu din greșeală. Și la euri, la anumite euri. De aceea mănâncă cât mai spre organic, iar în vacanță când mergem sunt destul de atentă la ce pun în farfurie, iar eu mănânc doar ce mănâncă și el. Și întotdeauna am mâncat ce a mâncat el. Că am mâncat 5 alimente, eu am mâncat 5. Pentru că pleacă exemplul de la mine. Asta spun și în carte. Nu-i spui copilului, nu mai voie pentru că. Sau nu bea cola, dar tu ca... Nu. Dar zic așa, îi spui copilului, nu bea cola, dar tu ca părinte da. Ești cu cutia de cola lângă el. Adică dar este noi aberant. Părinții facem diferiți pe copii să se simtă diferiți. Și în societatea actuală, a fi diferit înseamnă a fi defect. Și totul pleacă cu părintele. Uite, te invit în toamnă la spectacol, pentru că o să reluăm acum stagiunea, din să vezi Glasul copilăriei. E un scenariu pe care l-am scris pentru teatru și l-am și regizat. Este despre cum ne validăm la bullying. Eroina este o fetiță, Eva, și care la școală are parte de bullying și cum se vindecă ea. Imaginându-și lucrul și creionul, guma, caietul... ascuțitoarea și ursulețul de pluș prind viață și învață lucruri. L-am foarte jucat interesant. Și l-am jucat cu casa închisă. L-am lansat, am avut premiera a doua zi după ce am lansat cartea în decembrie anul trecut și m-aș bucura să vezi spectacolul. Pot veni și copii? Păi nu. Adică mă refer la cei mici. Vrei să spun reacția unor tați care m-au așteptat după spectacol? Așa. Ce mi-ați făcut? Ce mai vorbesc cu ăștia? Și zic nimic. Doar ascultați. Și a fost... Nu mi-am imaginat. Știi că e subiectiv atunci când faci un lucru.
Dar nu mi-am imaginat că pentru anumite persoane o să aibă un impact atât de mare. Mame, le spun, de unde încep acum să reclădesc? Pentru că noi, de fapt, părinții, suntem primii care facem bullying de copii. Vrem sau nu vrem, tot există o mică comparație, o așteptare, că școala, că începem. Pe urmă, grădinița. Pe urmă, mediul de la școală. Iar mediul de la școală este foarte toxic. Și nu avem decât un singur rol în viața copilului când vorbim despre bullying. Să-l validăm. Să știe cine este el când este singur și cine este el în raport cu ceilalți. Eu asta vorbesc cu Adan. Mamă, știi cine ești tu? Da. Știi cine ești tu când e singur? Da, zic, sper că știi cine ești, pentru că același trebuie să fii și atunci când ești înconjurat. Dacă tu faci mai multe lucruri din ce cer ceilalți sau așteaptă ceilalți, n-ai știut niciodată cine ești. Poți să o aduc pe Petra la spectacol. Absolut. Chiar dacă are 5 ani. Este perfect. Super. Ani, deschidem cutiuțele. Hai, tu sau eu. Să începi? N-am nicio problemă. Uite cu asta roșie. Iubirea. Cu iubirea. Hai. Citește întrebarea și după aceea o să te rog să ne arăți și nouă întrebarea la cameră. Ce, cu schimb eu așa? Am un robust focus. Aici. Există o singură dragoste adevărată în viață? Dacă crezi în asta. Și sau da și nu. Mai multe? Și da și nu. Dar dragostea adevărată pe care trebuie să o simțim și este unică, pentru că a putea să dea un exemplu urmașilor noștri, este dragostea față de noi înșine, pentru că spune și în cele 10 porunci, iubește-te aproapele ca pe tine însuți. Și credem să ajung eu să spun asta, înseamnă foarte mult. Pentru că încă mai pun acolo câte o cărămidă la dragostea pentru mine. Altfel nu știu să-l învăț pe Adan cum să se iubească pe el. Pentru că dacă mi-e cel mai drag ceva pe lumea asta și în universul ăsta pe care cât de cât palpabil, este copilul meu. Și eu ce-l învăț pe el? Îi spun o vorbe, utopii despre dragostea de sine, pentru că mi-e mai aproape firea decât cămașa. Dacă și el va face toate sacrificiile pentru generațiile următoare, uitând de viața lui, da. De fapt eu nu l-am învățat să iubească pe el. Să stea odată, stay still, știi cum se spune? Stai o secundă și respiră. Stai o secundă și simte viața. Avem nevoie și de asta. Pentru că validarea, dacă o așteptăm doar de la cei din jur, nu e oglindă corectă. Uneori este extrapolată, e prea mărită în funcție de interesul celorlalți. Dacă este sau reală. Este mică, strâmbă, stafidit. Exact. Dar o femeie poate să iubească de mai multe ori în viață, absolut. Cu adevărat? Absolut. Adică tu nu crezi în ideea că o singură dată iubești. Și chiar dacă mai există și alte relații, totuși una singură este iubire. Sunt diferite. Sunt diferite. Total diferite. Pe una este să iubești la 21 de ani și alta este să iubești la 29. Nu crezi în faptul că... Dar nu înseamnă că una o anulează pe cealaltă sau că una e mai mare sau mai mică. Pur și simplu, doar că sunt diferite. Altfel. Ai altă experiență. În primul rând, ai alte pretenții de la tine. Este diferit. Uite, sunt persoane care spun că există un el și o ea, de exemplu, care pur și simplu sunt predestinați să fie împreună, însă există această situație să nu se întâlnească și poate niciodată să nu trăiască această poveste. It was not meant to be. Nu există. Universul face totul posibil ca persoanele să se întâlnească. Eu nu cred în coincidență, eu cred în sincronicitate. Că au trecut unul pe lângă celălalt, dar nu s-a... Și de unde s-a știut că erau cei doi predestinați? Cine poate spune? E o mașinărie care măsoară asta? Corect, nu poate să spună, dar sunt persoane care... Știi că sunt și persoane care nu au avut copii de dragoste în viață. Din propria alegere, din anumite situații, din anumite conjuncturi, da, pot exista. Nu știi ce bagaj are omul în interior. Și cu siguranță acolo trăiește o dramă. Nu știm niciodată ce dramă trăiește fiecare în căsuța lui, în pereții, între pereții lui acolo. Dar nu trebuie să-i judecăm pe oameni. Este cel mai ușor. Analizăm. Nu tu, da, dar zic societatea, așa. Că noi raportăm foarte mult, dar ce ar zice lumea? Dumnezeule mare, viața noastră este atât de frumoasă dacă ne uităm doar în pătrățica noastră. Dacă nu ne mai raportăm la, nu știu, la ce ar zice vecinul sau cum este vecinul sau să ne, nu știu, să ne cumpăr sau să vrem mai mult sau de la vecinul. Nu, este superb să ne dorim. Trebuie să ne dorim, trebuie să visăm și să avem așteptări. Dar știi cum îmi încheie o rugăciune? Dacă mi-a dat prin drept divin. Eu nu știu dacă trăiesc bine sau rău.
cine poate să cuantifice dacă trăiesc bine sau rău? Dacă seara când mă culc așa, știi, după ce adorm cu cărțile sau cu telefonul, adorm liniștită. Și asta înseamnă că trăiești bine. De asta fapt, spun, cine poate să spună? Doar sinele meu. Exact. Știi că mulți ani mi-am contează schimbat... partea materială. Contează viața. Foarte mult și partea materială. Hai să deschidem și cutia aurie. Contează și partea materială. Conține o întrebare. Cea mai mare energie de pe Terra la ora asta are banul. Indiferent ce monedă. În numele banului s-au făcut crime între mamă și tată, între frate și soră, între frați, între copii și părinți, între... cine vrei tu, sau au fost omorâți preoți, pastori în numele banului. Deci cea mai mare energie, nu spun că bună sau rea, cea mai puternică energie este în bani. Și atunci, dă-i cezarului ce al cezarului, dar ai grijă în ce direcție îl folosești. Hai să vedem ce... Cine aduce mai mult bani în casă, tu sau partenerul tău? Ha, 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 ce arată bună. Și arată da. La cameră, ca să fie convins și... Da, asta e întrebarea. Dumnezeule, n-ai inventat-o tu acum. Mai țin? Avem buzunare diferite, dar și cheltuieli comune. Nu știu exact cât câștigă el, nici el nu știe cât câștig eu. Serios? Pe cuvânt de pionier, cross my heart and hope to die. Așa v-ați instituit voi această regulă sau? Așa a venit de la sine la început, eram oameni maturi. Și este foarte frumos. Și nu-l întrebi? Dar de ce? La ce nici folosește? Nici el nu te întreabă? La ce îi folosește? Dar mai am, dar nu mă întreb când... Aseară peste canapea, așa după ce am venit din parc. Ce faci, mă? Mă mai iubești? Păi am încotro. Știi că foarte multe certuri sunt de la bani. Poate cele mai multe. Îți spuneam mai devreme că energie este acolo. De ce? E mai bine așa. Pentru că, uite... Și mult și puțin contează doar ce este între cei doi entitatea. Dacă știi ce este entitatea, relația, este foarte important ca restul să le... Știi? Eu sunt angajat, eu n-am firmă. Mi-ar probabil, și spun asta din ce am mai auzit, că mai trec pe la urechi diverse, că așa. Stau pe un boulder. Vreau să-l văd. Aș vrea să-l și simt. Deci toată lumea despre tine crede că ești super bogat. Nu toată lumea, unii. Unii cred despre tine că ești super bogat. Am un apartament cu credit cu două camere. Na, și o mașină. Pe care o am, am plătit niște rate, dar l-am împrumut la prieteni. Nu. Deci asta e averea materială. Da, nu, rest sunt bogată. Da, vorbeam de partea dacă materială. Doamne ferești, la orice oră am vreo problemă, N persoane sar. Dacă îmi lipsește ceva, Doamne ferește, sau mi-a mai lipsit. Am venit după două săptămâni. Auzi, fată, păi n-ai avut timp. Dar știi că fetița prietenei mele mănâncă cum mănânca Dan. Doar ai încredere că a mâncat la mine. Ți-aduc mâncare? Că sigur, abia cum a intrat pe ușă. Crezi că îmi trebuie altceva? Îmi iubesc prietenii nebuni și tembeli. Știi de ce? Pentru că eu sunt așa. Și zic, dacă ești gupilitică, sifilitică, nebunatică, înseamnă că eu sunt așa. Eu sunt și așa. Și da, cum să nu iubesc? Familia mea, tot Dumnezeu, iubesc așa cum este și așa cum nu este. Părinții mei au fost perfecți. Eu, în acea conjunctură, nu am putut să... Pentru că aveam nevoie de lecțiile mele. Probabil că dacă nu se întâmpla nimic din tot ce am trăit, eu nu ajungeam să lucrez cu mine, să mă duc cât mai mult și cât mai am de lucru. Că eu am cică abia la începutul vieții, acum la aproape 44 de ani. Da. Trăiesc 200, atenție. 200 trăiești. Da. Să ne spui și nouă secretul. Ne-ai dezvăluit? Vă spun la 200. La 200. Să ne întâlnim băi, la 200. Să mai fim pe aici. Ba da, dacă ar stabili să vă văd la 200, când eu fac 200, așadar veți fi cu toții. Uite, așa încheiem emisiunea. Cu acest optimism. Eu ți-am spus că oamenii acum sunt înnebuniți să găsească nemurirea. Acest secret antidot. Știi că ea există? În două posibilități. Să nu spui acum. Pentru mine, urma pașilor pe care o las pe lumea asta și am lăsat o lege alergicilor. Ce al doilea este tot o urmă, dar care merge de la un timp odată cu mine. Se numește copilul meu. Așa cum spuneam, eu sunt prezentul și el este viitorul. Și asta este nemurirea. Pentru că fărâmă din mine va dăinui. Mulțumesc mult de tot, Ani. Și eu vă mulțumesc. A fost o discuție foarte profundă și foarte... care m-a marcat și cu siguranță i-a marcat și pe telespectatori și cu siguranță au avut ce să înveți. Așa că te mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag. Dragii mei, vă pup și ne vedem data viitoare cu un invitat special.